Strada Art își continuă drumul în 2021 cu a treia ediție a Festivalului de Artă Urbană, care va avea loc la Târgu Jiu în perioada 9-15 august. Pentru că anul 2021 este anul bicentenarului Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, organizatorii au ales tema festivalului Revoluție. Ideea de revoluție va fi abordată într-un mod unic de fiecare artist în parte, cu scopul de a stârni evoluția culturală a societății din care facem parte. Ca și în ediția trecută, festivalul se va desfășura tot într-un cartier muncitoresc din Târgu Jiu, și anume cartierul 9 Mai din zona de sud a orașului. Începem o nouă ediție a street art-ului la Târgu Jiu, cea de-a treia ediție. Cred că ne-am bucurat toți de primele două ediții. Eu sunt sigur că și cea de-a treia va fi cel puțin la fel de reușită. Este foarte bine că primele două ediții au avut ca zone unde au fost reperate aceste picturi, zona centrală, și ediția a doua undeva zona de nord. În perioada imediat următoare, în zona de sud, intrăm în reabilitarea cartierelor, plopilor, teilor agriculturii săvinești. Și de ce am ales acea zonă? Pentru că pe programul nostru de investiții, acolo avem introduse toate utilitățile necesare. Și zona respectivă intră într-o reabilitare generală chiar începând cu acest an. Zona plopilor va intra în reabilitare începând cu data de 1 septembrie. Sperăm să terminăm procedurile de licitație și ulterior intrăm în reabilitarea acelor cartiere. Și atunci, inclusiv street art-ul, merge în zona de sud a municipiului Târgu Jiu. Ediția de anul acesta a festivalului continuă misiunea de explorare și redescoperire a mediului urban prin intervenții artistice, acțiuni și experiențe urbane diferite, care vor transforma orașul nostru într-un oraș avangardist, participativ, colorat, amabil și deschis din punct de vedere cultural și social. Stradart începe ediția a treia anul acesta, în perioada 9-15 august. Tema festivalului de anul acesta este Revoluție, din respect pentru anul bicentenarului, însă tema abordată de artiștii stradali va fi ideea Revoluției. Epicentrul festivalului de anul acesta va fi, cum v-a spus și domnul primar, este zona muncitorească 9 Mai, zona de sud a orașului. Mai avem intervenții în timpul festivalului la Muzeul de Artă din Parc, ca un colaborator cultural. În fiecare an Stradart are un nou colaborator cultural. Avem un colaborator pe cei de la Teatru Dramatic Elvira Godeanu, care vor susține spectacole alături de noi, cartierul 9 Mai. Artiștii invitații anul acesta sunt din Argentina. Avem un artist foarte valoros din Argentina, cu intervenții murale în Paris, în Londra, în Mexico City, Bogota. Adică este un artist foarte cunoscut, Alaniz este numele lui. Avem 5 artiști români foarte talentați. Aș începe cu Lost Optics, care este unul dintre cei mai apreciați artiști români pe stilul Optic Art din România. Avem pe Pandele, care este un artist foarte talentat din Arad. Vanda Hutira, avem și o fată în festival și ne-am dorit foarte mult să arătăm și partea aceasta a poveștii și a artistelor care fac artă stradală. Îl avem pe Sergiu Mazerski, care este profesor la Liceul de Arte Vizuale din Cluj-Napoca, un artist extraordinar de talentat și de complex, care va picta școala numărul 12 din cartier, din cartierul 9 Mai. Mai departe o să avem invitat și pe Pisica Pătrată, care deja este un partener de nădejde al festivalului nostru, este printre cei mai vechi artiști stradali din România. El are o pictură murală pe Liceul Spiru Haret, are intervenții pe Teatru Dramatic Elvira Godeanu. Anul acesta o să avem un eveniment totalmente special în curtea colegiului Tudor Vladimirescu. Vom avea un eveniment de basket. N-aș vrea să vă dau mai multe amănunte, mai degrabă vă invit vineri 13 august să asistați la un eveniment de basket, unde vom avea ca obiectiv de intervenție artistică terenul de basket din curtea liceului. Pisica Pătrată va avea o intervenție foarte interesantă și la Muzeul de Artă din Parc, și asta vreau să vă transmit, și intenția pe care o are Stradart în fiecare an de a avea parteneri culturali. Primarul Marcel Romanescu a dat asigurări că pictura realizată anul trecut pe peretele grădiniței din CAME va fi refăcută de artiști după ce zidurile grădiniței vor suporta lucrări de modernizare și izolare termică.